Acesta este un episod foarte important pentru mine, un episod despre Bibliile Cornilescu și felul în care acestea au evoluat. Cornilescu a scos prima Biblie pe care a tradus-o în anul 1921, deși Noul Testament a fost tradus mai înainte cu un an, dar acea Biblie nu a pus să fie foarte răspândită pentru că el între timp s-a convertit și a mai tradus odată Biblia pe care o avem noi astăzi, traducere realizată în anul și tipărită în anul 1924. Asta este Biblia din anul 1924. Modelul ăsta și alte modele le puteți vedea pe pagina de Facebook Colecția de Biblie Dumitru Cornilescu. Este o pagină în care am pus foarte multe modele, cel puțin primele variante de Biblie și Noi Testamente Cornilescu. Însă ceea ce este foarte puțin cunoscut despre Biblia Cornilescu sau despre traducerile Cornilescu este că a fost o a treia traducere, o traducere făcută în anul 1931, din câte știu eu, după o variantă de Biblie ortodoxă. Aceasta este Biblia din anul 1931. Da? O traducere literală. Literală. În această traducere, Cornilescu a încercat să fie mai aproape de textul original, pentru că traducerea din 1924, editată până în 28, pe care o avem noi astăzi, este o traducere cu un limbaj mai popular, mai accesibil, da? Asta e Biblia din 1931, mai puțin cunoscută, deși este literală și este mai aproape de textul original. Niște fraze de la București, împreună cu editura GBV, au actualizat puțin limbajul, s-au ocupat de ortografie, de anumite chestiuni gramaticale, au pus un aparat critic într-o Biblie tipărită în anul 2001. Asta se cheamă Biblia GBV sau Biblia București sau Biblia GBV 2001. Este același lucru. Eu am o versiune frumoasă îmbrăcată în piele și versiunea asta GBV 2001 este după, este o actualizare a Bibliei 1931, da? Nu 1924 pe care o avem noi în mod obișnuit românii. Biblia asta actualizată cu note de subsol, cu aparatul ăsta critic, da? Care arată niște variante, manuscrise și așa mai departe, o puteți găsi dacă doriți să o cumpărați de pe site-ul gbv.ro, scrieți librarie.gbv.ro/catalog/biblia și găsiți cele trei variante de Biblie. Prima este din 89, dar următoarele două este 2001 și cea la 120 de lei este ediția de lux îmbrăcată în piele, cea pe care v-am arătat-o eu. Deci, dacă vă interesează, puteți cumpăra Biblia de acolo, puteți urmări modelele de Biblie Cornilescu pe pagina de Facebook, Colecția de Biblie Dumitru Cornilescu. Totuși, ce vreau să vă îndemn să faceți este să luați variantele astea două de Biblie, da, 1924 și 1931 și să comparați anumite texte. Și asta vreau să fac eu astăzi. Dar înainte de asta, vă recomand și cartea profesorului Emanuel Conțac, Cornilescu. Ea se găsește la Logos, dar este ok epuizat. Se găsește și la alte edituri din care, de unde o puteți cumpăra. Blogul vaishamar.wordpress.com. El s-a ocupat, a studiat traducerea Bibliei Cornilescu. Acum vreau să vă pun înainte niște variante de traducere a unor texte, să vedeți că există o diferență destul de mare între traducerea pe care noi o folosim și traducerea lui Cornilescu din 1931. De exemplu, avem la Efeseni, capitolul 4, un pasaj în care se spune așa: cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați, da, la timpul prezent, de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Da? Deci avem trei verbe la timpul prezent. Să vă dezbrăcați, să vă înnoiți și să vă îmbrăcați. În traducerea din 1931, Cornilescu traduce altfel. Ia uitați cum spune el. Că ați lepădat
În ce privește purtarea vieții de mai înainte pe omul cel vechi, la timpul trecut ați lepădat, nu mai spune să vă dezbrăcați, ci spune că am făcut deja lucrul ăsta. Și sunteți înnoiți în duhul minții voastre, este timpul prezent, da? Al doilea verb este la timpul prezent. Și al treilea, și v-ați îmbrăcat în trecut. Deci dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea cu omul nou, în traducerea 1931, se spune că au avut loc la timpul trecut, pentru că asta este nașterea din nou. Și asta este traducerea exactă, fidelă, după textul original. Dezbrăcarea de omul vechi, îmbrăcarea cu omul nou, este o realitate a nașterii din nou care a avut loc în trecut. Traducerea noastră obișnuită este greșită. NTR-ul, din câte știu, traduce la fel. Corect lucrul acesta. Traducerea GBV 2001, care este după 1931, traduce iarăși corect pasajul acesta. Da? Efeseni 4:22. Ia auziți ce spune. Că în ceea ce privește purtarea de mai înainte, v-ați dezbrăcat de omul vostru cel vechi, da? Și sunteți înnoiți în duhul minții voastre. Asta e responsabilitatea continuă a sfințirii, a nenoi în duhul minții voastre, da? Și v-ați îmbrăcat în omul cel nou. Deci traducerea noastră pe care o folosim Cornilescu din 24 ne duce în confuzie, pentru că prezintă nașterea din nou la timpul prezent, ca o responsabilitate prezentă. Da, știu că unii zic, da, dar am putea să interpretăm ca sfințire și așa mai departe. Textul original nu vorbește despre o realitate prezentă, ci vorbește despre o realitate trecută, încheiată, care este nașterea din nou, nu sfințirea. Și vă dau un al doilea text, că suntem tot la Efeseni. Efeseni, capitolul 5, unde se vorbește despre a nu ne îmbăta cu vin, ci dimpotrivă să fim plini de Duh. Da? Este un pasaj foarte bine cunoscut. Vă citesc din traducerea obișnuită, da? Cornelescu 24. Zice așa. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și avem următoarele porunci. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. 2. Cântați. 3. Aduceți din toată inima laudă Domnului. 4. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. 5. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Deci pare să fie 6-7 porunci la rând. Da? Zice, nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh, vorbiți, aduceți, cântați, mulțumiți, supuneți-vă. Par să fie 7 imperative la rând. Textul în limba originală nu este așa. Textul prezintă 2 imperative. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh, și apoi niște participii, care în general la noi se traduc cu gerunzii, dar nu întotdeauna, sunt excepții notabile. Dar cam așa ar suna textul, dimpotrivă fiți plini de Duh, vorbind între voi. Deci fiindcă suntem plini de Duh, vorbim între noi, da? Aducând din toată inima laudă Domnului, cântând, mulțumind totdeauna lui Dumnezeu, supunându-vă unii altora. Cu alte cuvinte, toate poruncile acelea care la noi par să fie imperative sunt de fapt rezultate, participii care arată niște rezultate, niște efecte ale plinătății Duhului Sfânt. Fiți plini de Duh, cântând, aducând, mulțumind, supunându-vă. Și așa traduce Cornilescu în Biblia 1931. Ia auziți cum zice el aici. Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin în care este desfrânare, ci fiți plini de Duhul. Da? Două imperative. Și acum nu mai prezintă imperative, ci spune. Și traduce în felul următor. Vorbind între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, lăudând și cântând în inima voastră Domnului, mulțumind totdeauna pentru toate lui Dumnezeu și Tatăl în numele Domnului nostru Iisus Hristos, fiind supuși unii altora în frica lui Hristos. Cu alte cuvinte, traducerea aceasta și Biblia GBV 2001, care este după 1931, traduce exact în felul acesta, ne arată care este legătura între toate poruncile astea. Nu sunt aruncate acolo pur și simplu la rând. Pavel spune, uite, vă dau niște porunci așa aleatorii. Nu, ele sunt niște efecte, niște manifestări, niște rezultate ale plinătății Duhului Sfânt în viața noastră. Vă pot da o sumedenie de exemple, dar vă mai duc la 1 Petru, capitolul 5. 1 Petru, capitolul 5. Citim iarăși din Biblia pe care noi românii o folosim în mod obișnuit. A, 1 Petru, capitolul 5, unde Petru vorbește despre smerenie, despre îngrijorare și spune așa. Smeriți-vă, dați și mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Smeriți-vă și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Pare să fie, două porunci separate, diferite, da? Să ne smerim și să aruncăm asupra lui îngrijorările noastre. Biblia 1900,
31, traducerea 1931, spune așa: smeriți-vă de sumâna cea tare a lui Dumnezeu ca să vă înalți la vremea cuvenită, aruncând toată grija voastră pe El, pentru că El îngrijește de voi. Arată legătura dintre smerenie și îngrijorare. Mă smeresc cum? Aruncând. Aia este dovada de smerenie. Modul în care mă smeresc. Las grijile asupra lui Dumnezeu. Biblia GBV 2001 traduce exact în același fel. Ia auziți. Smeriți-vă deci sub mâna puternică a lui Dumnezeu ca să vă înalți la timpul potrivit, aruncând asupra lui toată îngrijorarea voastră. După Biblia 24, da, nu ne dăm seama care este legătura dintre astea două porunci. Pentru că ele sunt prezentate amândouă ca două imperative. În realitate, în original, în Biblia 31, în Biblia GPV, nu există imperativul aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, ci este aruncând, care arată modul în care ne smerim. Smeriți-vă aruncând. Și aș putea să vă dau multe alte exemple, dar închei cu un pasaj din Ioan capitolul 3, din Ioan capitolul 3, care este, cred eu, important, un pasaj care vorbește despre nașterea din nou, despre nașterea din nou. Ia auziți, Ioan 3:3. Zice: Adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, bineînțeles, s-ar putea, cine este pus la punct teologic, va interpreta corect pasajul, chiar dacă limbajul poate să ducă în eroare. Zice așa, da? Dacă nu se naște un om din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, da? Țineți minte formularea. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Însă Biblia GBV 2001 zice în felul următor: dacă cineva nu este născut din nou, pentru că nașterea o face altcineva, da? Dacă nu este născut din nou, se face asupra lui lucrarea aceasta, asupra celui care este născut, da? Diferențele sunt importante, se face diferență între verbele pasive, active, se face diferență între imperative, între participii sau, cum sunt traduse la noi de multe ori, între gerunzii. Eu v-aș recomanda să puneți mâna pe Biblia GBV 2001, să vă cumpărați. Este o versiune mai ieftină, asta în ediția de lux mai scumpă, și să o citiți, și cred eu că veți avea o înțelegere proaspătă asupra cuvântului lui Dumnezeu și veți înțelege cursivitatea pasajelor, tema pasajelor mult mai bine. Este o Biblie care poate fi folosită și este mult mai bună pentru studiu. Puneți mâna pe ea.